Bitcoin către 100.000 de dolari americani până în iunie 2024. Aceasta este o predicție pe care nu eu am făcut-o. Așa cum gușterimea de pe tot internetul ăsta mi-a atras atenția că... Bă, tu ai zis și Bitcoin la 1 milion în 3 luni. Încă o dată, predicțiile mele le știi, vezi clipul ăsta, la sfârșit de clipul ăsta, pentru 2024. Astăzi discutăm despre o predicție cu Bitcoin la 100.000 de dolari până în iunie, dată de nimeni altul decât prezicătorul tuturor recesiunilor care nu s-au întâmplat în ultimii 10 ani. Robert Kiyosaki. Și o să-ți arăt ce înseamnă pentru mine faptul că el a zis public pe Twitter că Bitcoin ajunge sigur până la 100.000 de dolari până în iunie anul ăsta. Pentru cine știe planul meu, da? planul meu. Este același de un an și să zic vreo 2-3 luni. Nu m-am abătut deloc de la plan. Tocmai de aceea portofoliul meu se află la 400% gainuri și bineînțeles că fluctuează, dar pompează mai sus. De ce? Bineînțeles, pentru că am și niște haturi în portofoliu. Și de care se ferește toată lumea. Le știi. Le ai și tu. De aia ai vii să te uiți la mecla mea în fiecare zi aproape. Dar pentru cei care nu știu ce dracu se întâmplă în spațiul ăsta criptografiat de pe internet, citiți disclaimer-ul ăsta. Aici în majoritatea lumea își pierde banii, în principiu pentru că ei cred că tot ce zboară se mănâncă. Toate predicțiile se adeveresc. Au încredere în oameni orbește, inclusiv în mine. Și ca disclaimer personal, dacă ai încredere într-un techirgiolean, sincer, ai probleme și ai nevoie de mai mulți doctori. Și pentru fizic și pentru psihic. Și, și măcar nu vreau să mă pornesc contra lui Kiyosaki care zice că aurul este cel mai bun lucru pe care poți să-l deții în prezent, cu un randament juicy în ultimii 10 ani de 4%. În toți ăștia 10 ani, nici să nu mă pornești, pentru că aurul, cel puțin anul ăsta, dacă sunt dintre voi care vor să investească în aur, aurul arată foarte, foarte investibil anul ăsta. Nu credeam cum să spun, dar tocmai pentru că un deceniu întreg n-ai avut parte de gainuri, ba chiar a scăzut prețul și în momentul ăsta pe chart se formează un, poate ești trader, cap and handle, iar anul acesta cu fricile astea de recesiune despre care am vorbit în clipurile anterioare, aurul și bineînțeles și argintul stau să pompeze. În sfârșit să aducă niște gainuri și oamenilor care stau pe randamente de 4% anual. Gen, poate un petrol și gaze, poate niște titluri de stat, poate un aur și argint, poate niște imobiliare, randamente super, super naturale. Randamente super naturale. Care pe noi ăștia alți, adică ăștia care suntem deja aici în spațiu ăsta urât-mirositor, care investim în bani magici pe internet, înseamnă fix preferăm să mergem ori la bal, ori la spital. Pentru că noi deja trăim în beci, deja mâncăm toată ziua cipsuri și semințe și toți banii pe care îi producem, bineînțeles că nu se duc în ieșit la restaurant, ieșit în oraș, cluburi, nu. Toată forța noastră fizică și psihică se duce în muncă umană, care mai apoi ne produce niște bani falși, care se numesc bani fiat, în care nu avem încredere și pur și simplu cu toți banii pe care îi producem mergem și decartăm în fiecare zi în spațiu ăsta cripto, crezând că într-o zi ne vom ține de mână pe pași minunate și vom fi la un alt nivel. Dar știm cu toții că nu va fi adevărat. Ok, poate vom avea foarte, foarte mulți bani, dar nivelul va fi încă foarte low. Da. Tot din tehnicul o să fim atunci Pentru că poți să scoți omul din nămol Dar nu poți să scoți nămolul din om Așa că discutăm Kiyosaki Hai să vedem exact tweet-ul L-a da? postat pe 18 februarie ieri, Bitcoin la 100.000 de dolari până în iunie. Să fie avut dreptate omul ăsta. Să fie un geniu neînțeles, neînduplecat, necunoscut. De fapt, super cunoscut, are 2 milioane jumate de followeri. Probabil că lumea când vede chestia asta de la Kiyosaki o să-l ia, bineînțeles, la penis. Pentru că tipul ăsta de postare, la fel cum fac și eu thumbnail și titlurile, sunt polarizante. Încearcă să ducă într-o extremă sau în alta oamenii, ceea ce este manipulator. Da? Asta fac aici. în să te manipulezi, dai click și să vezi ce dracu am de zis, nu? Dar care este adevărul? Cum putem noi să tratăm declarația publică a lui Kiyosaki fără să fim rect? Că aia vrem. În primul rând, da, vrem să facem bani. Dar în al doilea rând, care e mult mai important, ar trebui să nu ne pierdem bani. De fapt, asta vrem cu adevărat. Așa că am făcut postarea aceasta după ce domnul nostru Robert Kiyosaki a postat chestia asta și toată lumea a sărit în cap. Unii cu pozitive, alții cu negativ. Dar ce uită lumea este că Kiyosaki nu a făcut foarte multe postări despre Bitcoin. Am căutat. Și uite ce postare a făcut în 12 a 5 -a, 2022 despre Bitcoin. Bitcoin crashing. Hai să ne uităm la prețul Bitcoin. În a 5-a, corect? Aici, adică 12 pe cât? Hai să mai vedem o dată. 12 a -5, adică 12 mai. 12 mai... Ah, perfect. Fix aici. Când s-a dus la 25 de Și-a revenit da, și după aia a intrat în bear market și zona de acumulare. Moment în care eu cu prietenii mei, imaginari bineînțeles că nu aveam prieteni pe atunci, toată lumea mă înjura și mă spurca, ceea ce este încă o De înțeles. Așa, se, așa trebuie să se întâmple aici pentru că trebuie să curețe piața de da, mâini slabe ca să intre bicep și, da? Asta a declarat el aici. Bă, Bitcoin... Crash, da? Great news! După cum ziceam în uh, tweet-uri anterioare, mă aștept ca Bitcoin să meargă spre 20.000, ba chiar să vedem 17.000. Din momentul în care știu că bottom este așa, o să încarc camionul și grămejile. Deci uh, omul, deși... Na, Polarizant, manipulator ar spune unii, nebun la creier, omul a cam prezis, să mai zic, pot să mai zic ceva? A cam prezis de pe aici că e posibil să mergem în zona 20.000, ba chiar 17.000. Bineînțeles am fost și mai jos, ceea ce pf, pentru mine a reprezentat Bă, adio orice fel de bănuți care stă pur și simplu degeaba în contul bancar. V-am pupat, nu mai am nevoie de voi, în timp ce toată lumea mă înjura. Încă o dată. când toată lumea te înjură sau te face prost sau nebun sau x, y motive pentru care au dreptate să te facă în momentele alea, da? pentru că e foarte periculos să bagi bani aici pentru ei. Tocmai de aia pentru ei nu va fi periculos să bage bani aici, înspre 100.000. Da? Deci, mintea umană funcționează pe căi nebănuite, ceea ce pentru mine este cel puțin tragicomic, pentru că oamenii care te fac prost aici vor veni aici să bage o grămadă de bani pentru că au încredere din nou. Așa că, predicția lui Kiyosaki, 100 de mii până în iunie, este adevărată sau nu? Părerea mea, încă o dată, dacă mi-ai citit predicțiile mele pe anul ăsta, părerea mea este că, încă o dată, trecem de all time high în perioada următoare, câteva luni. Da, dar părerea mea este că nu cred că atingem 100 de mii. De ce? Ține minte care este jocul de lichiditate. Da? și nu vreau să ți repet. Dar încă o dată, revin. Asta e ce a zis acum omul și asta este ce a zis atunci când Bitcoin făcea crash, which might be 17k. Așa că prefer să nu mi dau neapărat cu opinia sau cu părerea despre are dreptate Kiyosaki sau nu are dreptate. Pentru cine mă urmărește de ceva timp, v-am zis cum funcționează treburile. Piața ar trebui să fie rațională, dar nu este pentru că lumea vrea să intre când are încredere. Și în momentul ăsta, tot ce este sub ultimul all time high, adică tot ce este sub 70 de mii, este un schem. Punct! Asta este ce crede lumea. Am studiat foarte, foarte mult timp psihologia umană, vreo 3 săptămâni, am citit aproape un sfert dintr-o carte și m-am uitat la niște documentari la care, pana mea, am adormit că erau plictisitoare, dar a fost de ajuns să capăt o sclipire, o epifanie. Și epifania asta mi-a zis, bă, este sub 70.000, este egal schem. Punct. Ce trece de 70.000 de în zona asta este egal safe. Da? Pentru că de ce? Păi bă, de aici a scăzut. A fost tot pe minus. Uite ce acum e pe minus. Nici dracu nu este interesat de Bitcoin în momentul ăsta. Nici dracu. Din momentul în care depășim all time high o să vezi tot felul de știri, tot felul de narrative. Crypto, cine este viitorul. O să vezi cum Leonardo DiCaprio își pune ochi de aia laser. Artiști de pretutindeni iar Fau nft și lansează proiecte și promovează chestii. Kiyosaki a zis că atingem fix 100 de mii, da? Și părerea mea este că nu o să-l atingem acum până să vedem practic următoarea scădere și de-abia după aia să vedem 100.000 de mii, puțin mai încolo mai ai puțină răbdare. Ăsta este planul meu, nu pentru că m-am uitat la Kiyosaki, da? Ăsta e planul meu pe care ți-l-am pus pe tavă. ce ceva timp. Vrei să vezi de când ți-l-am pus eu pe tavă? Ia fi atent. Decembrie 7 2022. Ce am zis eu că o să fac în 2023, care s-a prelungit și se prelungește. De ce? Pentru că, încă o dată, dăm puțin timp. Ai puțină răbdare și fi atent ce fac cu cealaltă. Contează doar asta. Cât ține asta? Și dacă asta ține până în noiembrie anul ăsta și de-abia după aia încep scăderile, până noiembrie anul ăsta o să vezi chestii de genul ăsta. Nu fac eu regulile, da? Tocmai asta precizam aici. Profitul pe 2023, care așa credeam că o să se întâmplă. Doar în 2023 o să fie ținută și după aia o să le taie. Interest rates, da, se opresc din crescut, adică rămân pe platoul la de murături. Platou de murături câteva luni cu valoare constantă, da? Am precizat eu câteva luni. Habar n-am câte dracu vor fi. Da? Încă suntem aici. Se precizează că s-ar putea din iunie de abia să fie prima tăiere. Asta înseamnă că avem deja aproape un an de zile. Da? N-ai de unde să știi exact. Relief Rally am spus eu. Însă, Relief rally ăsta, pentru că este mult mai mult timp de așteptare aici, piața este bullish că se întâmplă chestia asta, Relief rally s-ar putea să ducă la după all-time high. Asta e. Încă o dată. Nu fac eu regulile, vin doar să-ți arăt ce văd eu personal. Apoi, ar trebui să înceapă scăderea ratelor, ceea ce încă o dată vorbim de mult timp, da? 7 decembrie, și marketul să facă din nou bottom în zona asta de tăiere agresivă, unde practic și intră straight-urile astea fac un bottom. Eu am că iau profituri la 3, da? adică pe platou ăsta, dar platou ăsta încă nu e gata. Asta este o primă zonă unde au profituri, asta este o a doua zonă și poate și ultima. O să vedem ce se întâmplă pe aici, pe drumul ăsta. Asta e tot ce contează pentru mine. Ce zice Kiyosaki, ce zice nu știu, președintele nostru Biden, ce zice Trump, despre ce crede el despre Bitcoin sau cripto, nu mă interesează. Așa că părerea mea este să nu băgați în seamă targeturi de preț niciodată. De ce? Vă zic de ce. Pentru că eu am un target de preț, de exemplu, în zona asta, până în 90.000, 80-90.000. Aici o am. Dar din momentul în care intrăm în Price Discovery, hai să notăm pe ecran pentru toate creierele de maimuță. Când unease te intră în Price Discovery, nu prea ai cum să știi unde se oprește. Tocmai de aia mă uit la chestia asta, ca să văd unde s-ar opri. Da? Doar poate poți să pui un Fibonacci gen. Bă, ultimele dăți a fost până la 1618 sau poate 14 va fi de data asta. Dar dacă este aici, de exemplu, la 113 sau 123, fix între astea două, pentru că nu mai are putere să meargă mai încolo. De ce? Pentru că lichiditatea a început să fie retrasă. n -ai de unde să știi pur și simplu. Așa că, încă o dată, targetul meu nu este să scot bani la 80.000 și un pic. Targetul meu este să identific acolo unde avem prima scădere, ore aici, ore aici, ore aici cu măcar o lună înainte, măcar să știu cu o lună înainte, bă, peste o lună se taie ratele. Nu este cazul acum. Da, mergem încă o dată pe Fedwatch Tool și facem un update. Ia să vedem, mai, mai încă e consensus ca și cum s-ar menține ratele. Iunie ar fi prima decizie de tăieri. Da? Așa face pricing -e. Și tocmai de aia, atunci când auzi predicții de preț, este bine sau e mai bine să nu le crezi pe niciunele. Nici pe ale mele nu le cred. De ce? S-ar putea să mă înșel. S-ar putea să ne oprim în zona asta. N-am de unde să știu, poate se taie mai repede. S-ar putea să țină mult mai mult și să mergem în zona de mult mai sus. N-am de unde să știu, da? o să văd formațiunea care se formează la momentul ăla pentru că o să existe timp să ieși din piață. Faptul că lumea mă întreabă încă în momentul ăsta, Aoleu, dar dacă acum e gata, fix acum, ce să fac? Iau o parte, ies cu 50% și plec și alerg pe câmpii împreună cu un miel în brațe și ne bucurăm de viață. Sau să mai aștepte. Faptul că mi se pune întrebarea asta înseamnă că încă există frică în piață și încă există dubiu în piață. În momentul în care Bitcoin va ajunge la cine știe ce dracu de prețuri și se vor forma niște, niște, vârfuri din astea cu volatilitate și nu există niciun fel de frică aici. Adică lumea nu o să mă întrebe aici, Pă, ce să fac să ies? Lumea o să mă întrebe dacă o să mai bage bani sau în ce a... de proiect o să bage bani. Atunci vine problema, atunci e lipsă de frică, este numai euforie. Ăla va marcat top. Și bineînțeles, am explicat toate targeturile mele și care este psihologia de piață, pentru că încă o dată am experiență vastă. Trei săptămâni am studiat. Toate chestiile astea le explic am anunțit, inclusiv timingul ăsta care nu iese mereu, dar ne dă o notă de realism. Chestiile astea le explic pe notorius.io. Du-te și făți abonament cât mai repede, cât mai ai timp, până nu se întâmplă chestiile astea, pentru că după ce avem euforia aia, nu vrei să știi ce ne așteaptă. Unii din gașca mea care sunt deja aici, nici măcar ei nu cred. Și atunci e foarte important să-ți faci un plan. Așa că pe Notorious. Eu, ai link în descriere. Prima oară și vezi jocul de lichiditate care este o analiză foarte, foarte în sânge la 100 de ani de cicluri majore în piețele de capital, ca să știi exact unde suntem acum. Iar în ultimul modul, foarte important, am explicat și ce urmează după 2024 și ce ne așteaptă spre 2030. În plus, după ei, analizele lunare, pe toate, pentru că acolo facem breakdown-urile astea, mult mai amănunțit. Analize de 20, 30, 40, 50 de minute, ca să vedem la ce ne așteptăm peste o săptămână, peste o lună, peste șase luni. Și cum ne protejăm când vine vremea, investiția mare, atenție, e una să faci bani și alta e să-i păstrezi. Vii și pe Discord, o să primești link, îți iei 2-3 zile și vezi chestiile astea pe care ți le-ai acum. O să știi exact când să intri, cum să intri, când să ieși, din ce să ieși, din ce să intri, ce te așteaptă de acum încolo, etc. Și pe măsură ce înaintăm în timp, o să scumpesc abonamentul ăsta pentru că nu mai vreau să intre toată lumea. Pentru că la vârfuri, probabil că toată lumea o să fie disperată. Începe gândim bani, chifoi, hai să ne abonăm la că sigur ne dă chestii. Nu, o să bag 5.000 de dolari abonament pe lună ca să nu mai vină nici drag. Tocmai de aia este bine să te pregătești de pe acum. La fel, dacă vrei să cheltuiești criptomonedele, ai link pentru o aplicație în descriere, are un card digital, funcționează ca Revolutul. Doar că trimiți criptomonede din Binance, coin și nu mai trebuie să stai prin bancă să faci exchange. Ai un card digital de la Visa, îl bagi în wallet pe telefon, plătești vinul la magazin sau, mă rog, chipsurile și semințele. Foarte, foarte easy. În plus o să fiu speaker la un eveniment super, super, ai înțeles. Ai link în descriere. Mai plictisit. Mai plictisit. Pa.